10.000 de mii de companii din întreaga lume sunt afectate de un atac cibernetic masiv. Hackerii au acces la date sensibile ce pot fi utilizate inclusiv pentru șantaj. Marian Andrei vine cu mai multe detalii. Urmează I like IT. Bună dimineața! Bună bine dimineața! Ați revenit. bine v-am regăsit! Așa bine este... Să nu uit să vă întreb da. După ce reamintiți voi despre ce e vorba, poate ne spuneți și de ce companiile nu reacționează la genul ăsta de atac. Adică nu ți dai seama când ești atacat în felul ăsta sau cum. Dar ajungeți voi acolo. Eu n-am vrut doar să, să vă mai pe parcursul da. emisiei E o întrebare foarte bună la care o să răspundem uh, imediat. Ia vedeți voi dacă eu pot să o atac pe ea acum. Adică zic, dacă eu o atac pe ea, voi pe vedeți. Micu. Voi Fără vedeți. Să dacă... Fără să ți dai seama. A, cam... ah, păi depinde ce are pe acolo pe <laughs> sub... Nu, na, Ei, ce laptopul, nu, ce să Un ceai, o apă, o asta da. Ai putea schimba ele, pa. Da, bine, uh... și două, trei linguri de aur, dar asta nu înseamnă că nu e. Doar e avut. E avut. 5, 5. Uh, uh, scurt istoric, pe 2 martie uh, discutăm cu Bogdan Botezatu, specialist în securitate de la Bitdefender, așa e frumos să ne introducem. Uh, pe 2 martie cei de la Microsoft au făcut o postare foarte lungă pe blogul propriu, unde anunțau aceste, uh, să zicem, breșe de securitate pe serverele Exchange, pe care companiile mici, mari, medii le folosesc pentru stocarea mailurilor uh, în companiile. adică fix fizic la în sediu uh, și practic orice hacker nu poate să uh, aibă acces la un exchange care n-a fost actualizat Așa este. Uh, oricine nu și-a instalat actualizările respective de securitate este încă vulnerabil. Și uh, se vede acest lucru pentru că aseară uh, autoritatea bancară europeană a uh, declarat că au fost compromiși și că investigează acum deci, eu la ce au avut acces hackerii. Da. Avem un nume deja, că din cele 30.000 de, de companii până acum nu avem nume, deși cei de la Microsoft au fost destul de transparent, și au reacționat foarte uh, rapid și uh, bravo lor pentru asta. Acum întrebarea uh, și întrebarea Andrei... Cum poți afla dacă compania sau serverul tău de Exchange din firmă a fost compromis și de ce nu află sau cum pot afla? Sau în postarea pe care o avem în spate, Microsoft-a oferit inclusiv niște indicatori de compromitere, niște semne clare că atacatorii au fost pe serverele noastre. Dacă avem o echipă de IT dedicată în companie care știe să facă un pic de investigație, vor putea să-și dea seama din cauza faptului că atacatorii lasă urme în, după ce au exfiltrat informațiile. Sunt conexiuni justificate către servicii de file sharing, sunt bucățele din codul de exploatare care au rămas în urmă și așa mai departe. Eu cred că prima problemă pe care trebuie să o facem este să conștientizăm că avem un server vulnerabil. Aici, în general, companiile stau destul de prost pentru că inventarierea tuturor serverilor pe care le avem într-o companie mare ia timp și nu e întotdeauna făcută corespunzător. Deci, putem avea un server care stă sub un birou undeva, care ține mailul nostru și de care a uitat mai toată lumea pentru că echipele de IT se schimbă. Exact, sau uite, tu ai o firmă de transport cu 15-20 de angajați, angajați, plătești pe cineva să-ți facă site-ul și zici, ok, ajutăm-mă și cu mailul, pune băiatul de la IT, că să spunem la nivelul ăla, uh, pune mail-ul exchange-ul pe ăla și uiți de el. Adică poți să-l folosești 50 ani cu o variantă de exchange de acum 10-15 ani, care evident nu primește. Dar e exact. E și veche, nu are nici actualizările de securitate Și este instalate. conectat tot timpul la internet. S-ar putea să n aibă antivirus, Absolut. Adică pot apărea diverse variante și genul acesta de companii uh, pot fi și ele afectate. Dar cum ne afectează pe noi ca indivizi? Adică ca angajați la acele companii care pot fi afectate? Vorbeam înainte că hackerii pot fura inclusiv organigrama, pot ști exact cui raportăm noi, care ne sunt subordonații și așa mai departe. Acesta este un risc de securitate pentru că oricine are aceste informații poate să facă un mesaj malițios, mult mai credibil către noi. Ne poate trimite un așa zis mesaj de tip phishing care să ne convingă fie să transferăm bani în numele, în numele cuiva de din cineva, companie. Deci să zicem că un hacker chinez, că despre cum cumva, ar fi vorba aici. Ne dă un mail în companie, ce ok, strâng bani pentru ziua. Știi? Și poți po po să ia bani, așa? Mă gândesc sau. Uh, bună, Bogdan, te rog frumos să plătești factura furnizorului cutare cu care noi, de fapt, nu avem un contract. Dar venind de la Bogdan, șeful pus... meu, da. eu voi încerca să plătesc factura respectivă. Ori trimit bani din contul firmei într-un cont care nu ne aparține nici nouă, nici furnizorului, ori descarc un atașament malițios și infectez întreaga companie. Cu Oricum, mai multe informații despre aceste date pe care eu le-au spart, le-au furat, cred că o să vedem în perioada imediat următoare, că deocamdată ei doar au strâns datele și s-ar să le folosească într-un mod foarte neplăcut. Avem și răspunsul celor de la Microsoft care spun că ei colaborează activ cu toate autoritățile și recomandarea lor este da, să căutați o echipă de specialiști care să, să actualizeze exchange-ul și să, să, să ajungeți cu toate informațiile la zi. Mai multe informații despre acest atac găsiți pe stiri.leprotv.ro în secțiunea I Like IT iar noi ne revedem mâine dimineață. Mulțumesc!